au alineat într-o respectare și asigurare protecției drepturilor copilului, a moralei publice, a familiei și a patrimoniului spiritual, cultural, național. Este interzisă propaganda homosexualității și a oricăror altor forme similare de comportament în spațiul public și privat, inclusiv în sistemul educației, mass media, publicitate, acțiuni publice de orice gen. Am cerut domnului președinte să nu contribuie la adoptarea legilor de desfrânare a copiilor și tinerilor noștri. Păcatul este păcat, chiar de se ascunde sub masca legii. Nu puteți înșela un neam întreg în a cărui conștiință este adânc imprimat codul moral creștin, iar desfrâul este calificat drept păcat, despărțire de Dumnezeu. Aceasta a fost adresarea noastră și este către Domnul Timofie. Aceasta este mărturisirea noastră și vă mulțumim tuturor celor care sunteți alături de noi. Deci, împreună cu toate semnăturile care au fost strânse astăzi, suntem mânate domnului consilier. Și regretăm că această lege a fost totuși promulgată. Yeah.